Salutare, cocolicilor, și bine v-am regăsuit la un episod din seria noastră preferată de pe întreg YouTube-ul! Astăzi o să continuăm să facem trenul de Halloween, deoarece mai avem ceva de lucrat la el, dar, cocolicilor, știți ce m-am gândit eu? Eu cred că este timpul să ne aducem animăluțe. Din păcate m-am uitat în toate felurile și chiar nu putem să aducem animăluțele de la castel. Acelea vor fi doar animăluțele voastre de la Cucu Castel, dar aici vom putea pune niște animăluțe noi. Dar ideea este faină, pentru că știți de ce? Sunt aici animăluțe care parcă se potrivesc mai bine pentru seria de Halloween. Adică ia uitați, avem aici, o să avem o pisicuță dintre aia Sphinx și putem să punem și pisicuțe negre și chestii. Adică eu zic că e fain. Ia hai să ne ducem așa și să luăm o pisicuță Sphinx, pentru că mi se pare așa mai șmecherie puțin. Parcă s-ar potrivi de Halloween. Dar unde ești? Unde ești, pisicuță Sphinx? Uite asta! Sunteți pregătiți să ne luăm o pisicuță dintre asta? Ziceți voi dacă nu se potrivește super în temă. Ci că zice ca și personalitate, este energică, este puțin așa o brăznicuță, puțin, da? Este îngrijită foarte bine pentru faptul că nu-i cade păr, asta e super tare, așa este, este un bonus. Bun. Și acum noi o luăm, take care, cum s-o cheme? Dezbrăcata. Hai să o cheme dezbrăcata. Sau dezbrăcatul? Să fie fetiță sau să fie băiat? Parcă are față. Hai să fie dezbrăcatul. Să fie băiețel. Dezbrăcatul. Fără l la sfârșit. Așa, doar dezbrăcatul. Cu apostrof. Așa. Ok. Unde ești? Ia uitați-l pe dezbrăcatul! Bă, dar mi-e cute. Mi se pare super simpatic. Salut, mă, frumosule, măi! Parcă vine să-i dau un ploveraj de-al meu, să-l pun peste, să-l îmbrăcăm. Uite, du-te și stai acolo. Hai să te punem aici pe pat. Uite, stai acolo în colț, acolo stai. Dar nu, că va trebui să vă cumpărăm și vouă niște chestii. Uite, stai acolo, stai. Asta, întinde-te. Doamne, deci m-a cucerit. M-a cucerit, efectiv. Ești cu minte? Ai grijă să nu-ți gândi pernele pe aici, da? Pe ea putem să o lăsăm pe pat, deoarece nu-i cade deloc părul, pentru că nu are blăniță. Hai să interacționăm puțin. Bun, ce zice aici? Hai să-i punem aici o... Cică, job? Eu cred că poți, frate. Poți take to job și la office. E interesant, dar chestia asta, noi nu suntem la job, știți? Adică, cred că poți să muți animăluțele, uite, poți să ți-l iei la lucru, take to job. E interesant. Atunci, știți ce? Dacă se poate, că eu n-am fost atentă la treaba asta până acum, o să încercăm cu lăbuță, că știți care e faza? Măcar să-i aducem aici de petrecere, știți? Aici o să avem animăluțele care stau tot timpul la trenul ăsta și putem să-i aducem și pe ceilalți aici, doar așa de petrecere. Ia să vedem. Stai așa, să te mângâiem puțin. Hai să te mângâiem puțin. Îți place să fii mângâiată? Să fii mângâiat, că tu ești băiețel? Și uite, ține un treat. Hai, tu poți să mănânci pe pat, că tu nu faci firmituri, n-ai blană, nu faci firmituri. Bă, nu-ți place? Bă, nu-i place. Ești pretențios? Zice, nu, mami, eu nu mănânc pe pat. Doamne, este pisica mai educată decât credeam. Hai să-i dăm jos, uite, give a treat, poftim. Tu mănânci pe jos? Uitați ce lecție mi-a dat această pisicuță. Dar unde fugi? Ești cam un brăznicuț tu, ha? Stai puțin, se duce afară. Vrei să te duci afară? Uite cum se întinde, uite cum se întinde. Vrei să te duci afară? Să știi că ai voie dacă vrei. Wow, ce cute e. Ești foarte cute. Hai să zicem follow me și mergi oriunde merge mami. Bine, hai. Vrei să vii afară? Haide. Uite-te. Îți place aerul curat? Îi place! Ce zici, vrei un frățior sau o surioară? Vreți să-i punem un frățior sau o surioară? Haide, hai, uite că vrea! Bine, măi, a făcut trei pași și deja a început să se lingă, nu cumva se murdărească. Hai să vedem aici ce... Să mai luăm încă o pisicuță. Pisicuță neagră. Ok. Ia să vedem. Dar de care mai sunt? Cred că aș vrea să-mi iau... ce fainișo asta, ci că zice că este încăpățânată. Ok. Dacă e încăpățânată e cam greu. Și asta este încăpățânată. Și asta este încăpățânat. Bă, dar e frumos. Ăsta se aseamănă așa de Halloween pentru că e oranj. Hai să punem. Hai să-l cheme portocală.
ce ziceți? Așa, portocală. Așa, ok. Salut, portocală! Bă, dar ce se potrivește asta de Halloween? Ce faci, mă, băiete, mă? Sau ești fetiță? Hai să fii fetiță. Uite-te, fă-i cunoștință cu dezbrăcatul. Portocală și dezbrăcatul. Sunteți frățiori de acum înainte. O să împărțiți acest tren și să aveți grijă. Ia uitați, avem una care este foarte micuță și n-are deloc păr și alta care e plină de păr. Bă, ce față are, zici că zâmbește. Nu pot să cred. Ok, zice că nu-i de rasă. Oricum, nu contează. Este foarte, foarte affectionate. Cum se zice? Afecțioasă. Afecțioasă? Nu știu cum se zice în română. Așa. Ok, super tare. O să mă iubească la nebunie pentru totdeauna, așa zice. Dacă tu mă iubești, iubesc eu pe tine, uite-te. Că e foarte, foarte, foarte iubitoare portocala. Hai să-i dăm un treat. Așa. Ia uitați-o pe, uitați-l pe dezbrăcatul cum s-a uitat, era poftă. Dar știți care e faza? Va trebui să le luăm o litieră. Tu nu mănânci, Bubu? Uite că nu mănâncă, nu știu de ce. Dar ce, nu ți-e foame? Zice că nu vrea. Bine. Ok, vrei să te joci puțin? Vrei să te joci cu asta? Vrei să vă jucați? Bă, ce jucăuși e dezbrăcatul! Ok, ia uitați-l. Văd că portocală s-a dus pe afară. Așa, vino, vino și joacă-te și tu! Ea vrea să facă turul. Vrei să te duci să te machiezi? Nu pot să cred, vrea să se machieze! Ok, vrei să stai mai bine aici? Știi ce? Va trebui să-ți iau scaunul ca să poți să stai mai bine, să nu te doară spăticul acolo. Dar deocamdată o lăsăm acolo. Ia uite și tu cum se urcă pe pat. Știi care e voie pe pat? Zice, eu mă pun pe pat că eu n-am păr și pe mine mă lasă mami aici. Doamne, deci ce fain este seria asta. Hai să le punem la baie o litieră. Ia uitați, oameni buni, să știți că am mai pus niște pânză de păianjen pe aici. Și am mai pus și pe aici. Pentru ca să pară mai șmecheros, hai să le punem litter box. Litter box. Nu știu sigur dacă se scrie legat, nu. Litter? Nu, cu doi de T? Așa. Așa, litieră. Dar în orice litieră, va trebui să le punem o litieră neagră. Asta plastic litter box, plastic litter box. Ok, nu știu exact care e diferența. Aici au ele intimitate, dar știți ce? Lasă că aici n-aveți intimitate. Oh, dar nu putem să schimbăm culoarea. Ok, și la asta putem? Ia să vedem. Hai că vă fac neagră. Neagră! Că așa este aici. Cu negru mergem noi. În cel mai mult caz, cu oranj. Și punem aici o pisicuță neagră. Oh, ce părere aveți despre această litieră de Halloween? Sună bine? Arată bine? Uite, o punem sub chiuvetă, boi. Hai să punem sub chiuvetă, că avem aici un spațiu șmecher. Ia, uite-te. Dar nu cred că arată bine. Parcă incomodează puțin. Hai să punem, uite, aici. Nu, unde să punem? Aici? Uite și tu ce repede au venit. Hai să punem, uite aici, așa. Uite-te. Du-te și fă-i la băiță. Ai nevoie? Asta este litiera ta. Când ai nevoie, vii aici, bine? Nu te duci prin alte părți. Și aici eu zic că ar trebui să schimbăm ușa asta. Dacă putem. Da, cred că putem și să punem una cu negru și cu oranj. Ia, stai să o vindem noi. Hai să vindem această ușă. Așa, și să punem o ușă mai șmecheră care se potrivește mai bine, uite-te. Asta, da? Și să o punem cu oranj în exterior, cu negru în interior și cam asta, cu doar puțin oranj. Iată-te, ne lasă? Hai, te rog frumos, lasă-ne să punem așa. Ia, uitați! Contează! Toate detaliile astea, să știți că contează, fac trenul ăsta să fie mult mai șmecheros. Ce faci, mă? Mai ține un truit aici, vrei să-l mănânci? Poate n-ai putut să-l mănânci din cauza covorului. Am avut dreptate, n-a putut să-l mănânce din cauza covorului. A fost bun? Faza este că acum eu trebuie să vă iau vouă și să vă pun și ceva de apă și de mâncare. Eu zic că, uite, în zona asta, cred, aici. Hai să vedem unde le putem și să le punem și ceva de apă, da? Unde ești? Pets, hai să vedem. Cats. Dar va trebui să le punem și un pătuț din ăsta... Ok, hai să vedem aici dintre asta de apă și de mâncare automată. Ok, asta de mâncare va trebui să fie pe negru. Hai să le punem pe negru. Da? Uite așa. Uite, punem aici una și încă una cu apă, bine? Ca să știu eu că aveți
Sau să punem una negru și una oranj? Nu, amândouă negre, că-s mai, mai șmecherie în pălărie, să n-atragă foarte mult atenția. Ia uitați! Dacă vă este sete și foame, aici să veniți, bine? Vreți să vă pun și un covoraș? Ar fi trebuit să le pun și un covoraș. Dar ok, cred că trebuie să le punem un covoraș de la cățeluși. Pentru că ăștia au covorașe. Ia să vedem un dintre ăsta, dacă găsim pe oranj. Bun apetit, dintre ăsta cu poftă mare. Dar nu este pe oranj. Sau este? Ba da, uite, uite. Uite frate că este și pe oranj. Uite, tete, asta. Așa, sună fain. Bun, facem puțin aici o schimbare. Și le punem covorașul mai întâi. Și credeți că o să vină aici să mănânce? Eu zic că da. Uite-te, sincer mi-ar fi plăcut să avem cumva aceeași mâncare și pentru cățeluși și pentru pisici, dar va trebui să punem separat. Pis, pis! Unde sunteți, măi? O, ce cumințat! Deci eu am crezut că sigur fac ăștia niște prostii, sigur s-au dus pe afară. Și ia uitați când colo m-am întors în casă și ia uitați și voi cum stau. Zici că-s două bibelouri, sunt cel mai cuminț chestii ever. Eu zic să mai cumpărăm încă o pisică, da? Și o pisică neagră de data asta. Hai să vedem. Stai, cum facem de pe laptop? Hai, haide să o adoptăm. Mai adoptăm încă o pisicuță. Wow, care pisicuță vrei tu să fie aici? Dar nu putem să le schimbăm culorile. Că parcă eu așa știam că la un moment dat puteam să le schimbăm. Ok, asta este singura neagră. Ok, dar sincer aș vrea ceva foarte pufos. Stai să vedem care sunt rasele. Ok, care credeți? Ușa, asta e faină. Bă, asta zici că se potrivește de... Dar ce că e încăpățânată? Ia să vedem. Sunt foarte drăguțe, sunt prietene foarte bune. Open spaces where they randomly curl up in a ball. Ok, ok. Bun, hai să vedem. Și asta este interesantă. Și n-are așa de mult păr. Europeană. Asta o găsești peste tot, cică, Scottish. Bun. Dar nu știu exact care pisicuță să mai punem. British, asta e frumoasă, dar asta deja o avem noi. Asta este lăbuța noastră. Bun, eu cred că aș alege-o pe asta, pentru că e neagră. Hai să vedem. Să-l cheme Negruțu. Da? Negruțu, cu apostrof. Așa. Bravo! Dezbrăcatul, portocală și Negruțu. Ia uitați, trei pisicuțe de Halloween. Uite, cute! Măi, că-mi vine niște gâdiri pe burtică. Păi și mă vine niște gâdiri pe burtică. Așa și spăpână sucul ăla. Uite, fă-i cunoștință cu frățiorii tăi. Așa. El e mai micuț, vezi? Ăsta este mai mare. Hai să-i dăm și lui ceva. În primul rând, te mângâi și-ți spun bine ai venit în noua ta casă tren. Așa. Și-ți dau aici un treat. Așa. Papă-l pe tot, să crești mare. Băi, și hai să-i zicem la toți follow me. Așa, și tu follow me, toată lumea să vină după mine. Bine, oriunde mă duc eu să veniți și voi după mine. Chestia este că parcă și la pisicuța asta la altă i-am dat să follow me. Dar ea, din câte văd eu, mă urmărești? Tu stai cu mințică, eu mă apreciez că stă cu mințică. Bun, Negruțule, unde ești? Negruțu? Asta, o, ce mică și ce negru și măcar l-am văzut. Uite, acolo să știi că e litiera ta. Dacă vrei să mergi la baie, acolo te duci, bine? Deci, stați toți trei aici. Bun. Episodul de astăzi am luat pisicuțe. Data viitoare o să luăm și cățeluși. Și o să facem aici multe animăluțe, adică nu știu. Sau, știți care e faza? Nu știu dacă aș aduce neapărat cățeluși aici. Poate aș pune mai multe pisicuțe, nu știu. Pentru că Halloween-ul de obicei este asociat cu pisicuțele. Așa este, nu cu cățelușii. Așa că eu zic să rămână doar pisicuțe aici. Hai să vindem puțin și ușa asta și să punem una nouă. Să punem una nouă care se asortează mai bine. Pentru că acum am văzut că se poate. Ok, dar nu știu exact. Să punem asta? Nu știu exact care este diferența. Uite-te, așa și cu negru. Ia, e mai faină asta? Hai să vedem cum o punem, cum o punem să fie foarte faină. Am pus-o bine? Ia. Vedeți? Aici am pus invers, am pus mai mult oranj decât negru. Măi, ați venit și voi să vedeți aceea să vă jucați, ha? Ok. Ce mai avem noi de făcut aici? Uite aici am zice că aș vrea să pun niște rafturi. Așa este, hai să scriem aici shelf. Așa, și să vedem ce raft ar merge aici.
Ok, ceva, un raft. Bă, ăsta este interesant, pentru că este cu os. Hai să-l punem pe ăsta. Screws, tot albe, ok. Și, bă, dar e foarte mare, nu putem să-l punem. Am crezut că e ceva mai micuț. Eu am uitat că este atâta de mare, ok. Ăsta este un raft interesant. Putem să-l punem pe negru. Uite așa. Dar este și acesta, cred că, foarte mare. Măi, pisicuțelor, vreau să-mi dați aici un sfat. Ce raft să punem noi aici să meargă? Să fie cocoșmecher. Uite, cred că ăsta pe care l-am pus și în salon. Black. Black dintre ăsta care strălucește. Care lucește. Uite așa, cu negru, cu negru. Bine? Vine să strălucește. Mulțumesc! O să punem... Mie îmi place să pun... Hai să pun doar una de data asta. Să fie mai puțin. Și aici cred că aș putea să pun și o plântuță, pentru că parcă este foarte mult negru aici și simt nevoia de o mică pată de culoare. Aici avem fantomița asta. Stai așa, să nu vă speriați de fantomiță, că nu este adevărată, bine? Este doar așa, dintr-un material. Și am pus eu ăsta, doar că nu mi se aprindeau lumânările, așa că m-am gândit că să le vând și poate reușesc să le pun din nou. Bun. Haideți să vedem aici ce putem noi să punem pe... raftul acesta. Ce credeți că am putea să punem? Ia să vedem noi. Băi, n-avem foarte multe decorațiuni aici de Halloween. Din câte văd eu, va trebui să le căutăm așa puțin separat. Să punem ăsta? Ia, încape? Stai că va trebui să mă urc pe aici pe ceva. Încape? Încape, doar că e cam la limită. Hai să-l aprindem, uite așa. Și punem și o plântuță. Deci dacă nu pui o plântuță, parcă nu ești om, băi, fraților. Avem aici și păianjen și chestii și ăsta este faină cu lumină. Păpușa asta, dar nu mai pun, nu mai mi-au țeapă, pentru că din câte am văzut eu, merge singură și face nebunii. Piatră dintre asta. Hai să scriem aici la plântuțe, pentru că parcă simt eu nevoia de o plântuță. Unde ești tu la decorations? Uite așa, deci dacă nu e o plântuță dintre asta... Ua, ce frumoasă, asta este superbă. Putem să o punem pe oranj, uite-te. Sau pe negru sau pe oranj? Pe negru. Haide. Bă, dar cred că este cam mare. Bă, este foarte, foarte mare. Nu mă lasă să o pun. Pisicuțelor, nu putem să punem această plantă pentru că este prea mare. Va trebui ori să punem una dintre astea care atârnă. Ok. Este interesant. Să o punem așa. Detaliile, tot cu negru. Uite, uite, asta putem să o atârnăm undeva. Dar unde să o atârnăm? Să o atârnăm deasupra patului, nu? Dacă ați fi o plantă care se poate atârna, unde ați atârna? Ați atârna aici în baie? Ia stai să vedem. Wow! Le-am pus aici la pisicuțe natură deasupra litierei ca să le inspire, să le meargă mai bine la baie. Ia uitați ce voi că au venit! Le place ideea, vă place? Se vede că sunteți de ale mele, că vă plac plantele, bravo! Aici știți care e faza? Dacă noi deja avem animăluțe, eu aș zice ăsta să o vindem de aici. Pentru că ocupă spațiu și ea, de fapt, nu este vie. Era doar așa. Ok, și aici putem să mai punem alte lucruri. Bun, deci avem și o plântuță. Ce credeți voi că ar mai merge pe aici? Ia să ne uităm. Eu cred că ar merge... O, ce interesante sunt chestiile astea. Astea sunt dream catchers. Putem să le punem cu negru. Ia uite, punem totul cu negru. Dar nu știu dacă se va vedea negru pe negru. Hai să punem gri. Uite așa. Și partea asta tot gri. Primary color, asta cu negru? Bun, ia să vedem dacă punem așa. Putem să o punem deasupra patului? Sau unde să o punem asta? Nu cred că încape. Dacă o punem aici? Este puțin ciudat. Asta de obicei se pune deasupra patului, ci că ca să-ți alunge visele rele. Dar, ia să văd, pot să pun aici? Nu. Am pus-o acolo, dar nu arată bine, pentru că nu prea se vede. Și eu acum nu cred că mai am spațiu să pot să o vând, așa că dacă am pus-o acolo, acolo o să rămână. Asta e, nu o să visăm urât. Se pare că s-a pus și portocală pe pat. Portocală, vrei și tu să stai pe pat? Da? Dar eu te-am lăsat cumva? Eu nu cred că te-am lăsat. Ce mai putem să mai punem, măi, oameni buni? Un șemineu era fain, dar n-avem aici spațiu să punem un șemineu. Să punem noi un șemineu într-un tren. Cine a mai văzut așa ceva? Ok, oglinda avem aici. Pălării, nu cred că ne trebuie. Știți ce? Dacă avem atea pisicuțe, cred că ar trebui să ne punem un dintre ăsta de chei. Uite, hai să punem ăsta. Hai să-l punem pe negru. Hai să-l punem, uite, aici.
Uite, vai ce faină-i. Uite-te, unde să o punem? Hai să o punem aici. Deci când plecăm afară și dacă vrem să ne ducem afară și să luăm și pisicuțele cu noi, avem aici. Punem aici cheia, vedeți? Sau de fapt nu, asta e doar cheia, nu este și lesă. Asta este suportul nostru de chei de la tren, pentru că trenul nostru se poate închide cu cheia. Atât de șmecher este. Oameni buni, haideți, animăluțelor, pis, pis, hai să vă luați rămas bun, așa, haide, spuneți aici la Cocolix, spuneți-le pa și spuneți-le să apese butonul de Cocolix și voi așteptați în episodul următor, da? Până atunci o să fiți cu minți, bine, și ia uite-te, și să mâncați de acolo, că eu v-am pregătit mâncarea, mi-a luat foarte mult timp să vă pregătesc mâncarea asta în caz nu știați. Măi, deci seria asta este atât de faină, eu aș vrea să nu se termine niciodată. Aici avem și animăluțe, data viitoare o să vedem dacă le aducem și pe celelalte animăluțe de la castel, ziceți-mi dacă vreți, bine? Ia uite și tu ce se simt bine. Ce bine se simt, nu pot să cred așa ceva, ce mă bucur, deja parcă totul a prins mai multă viață de când am adus animăluțele astea, așa este? Nu uitați că o să facem și afară, deci mai avem ceva lucru, așa că vă aștept data viitoare. Nu uitați să rupeți butonul de Cocolix și v-am pupat!